20 de curiozități despre unirea mică a României. În anul 1859 existau două provincii numite Țara Românească și Moldova, care mai apoi urmau să devină România. Tot în anul 1859 a fost adoptat pentru prima oară drapelul României, doar că atunci era pe orizontală. Drapelul României pe orizontală a fost utilizat până în anul 1861. Asta înseamnă că timp de 2 ani, steagul României arăta așa, dar apoi a fost schimbat la cel pe care îl știm cu toții astăzi. La acel timp, țările românești nu erau chiar libere. Ele plăteau taxe și tribut otomanilor de secole întregi. Dar pentru că erau sătule de plătit otomanilor fără să li se ofere nimic, la schimb, au decis să se revolte. Dar înainte să pornească revoluția împotriva otomanilor, românii aveau nevoie de un domnitor pentru România. Alexandru Ioan Cuza era omul potrivit. Demersurile pentru înfăptuirea unirii au început încă din anul 1848. La acea vreme, domnitorul Moldovei era Mihail Sturza, iar al țării românești, Gheorghe Bibescu. Aliații României pentru înfăptuirea unirii erau Franța și Anglia, iar cei care nu doreau să se înfăptuiască unirea era Imperiul Otoman și Imperiul Austro-Ungar. Așadar, Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca domnitor al Moldovei pe 5 ianuarie 1859, iar a țării românești pe 24 ianuarie 1859. Odată rezolvată problema unirii, alegându-se un singur om domnitor pentru ambele principate, mai rămânea problema recunoașterea independenței față de Imperiul Otoman. Cu toate astea, România a rămas sub control turcesc până în anul 1877, atunci când și-a declarat independența. Alexandru Ioan Cuza a fost domnitor al Principatelor Unite până în anul 1866. După Cuza la tron a urmat Carol I, care a domnit până în anul 1914. Tot Alexandru Ioan Cuza a proclamat capitala la București. Imperiul Otoman nu a dorit ca cele două principate să se unească, dar nu au avut de ales, fiind amenințați de Franța, Anglia și Rusia. În total, Alexandru Ioan Cuza a fost domnitor al României pentru 7 ani, iar în acești 7 ani Cuza a făcut foarte multe lucruri pentru România. A creat alianțe, constituții și mult mai multe lucruri despre care nu putem vorbi în acest videoclip pentru că e și prea lung, dar vă voi lăsa un link în descriere dacă doriți să aflați mai multe informații. Astăzi, 24 ianuarie 2021, se împlinesc 162 de ani de la mica unire a României. Asta înseamnă că România nu are 102 ani, cum ați mai auzit, ci are 162 de ani. Acei 102 ani sunt de la Marea Unire, adică anul în care România aproape și-a triplat teritoriul. Și în final, Hora Unirii a fost ales imnul Micii Uniri, după ce a fost scrisă de Vasile Alexandri în 1856.